Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. România se numără printre susținătorii fermei viitorului european al Republicii Moldova, a declarat prim-ministrul român Nicolae Ciolacu. Jumătate din populație se opune aderării Republicii Moldova la NATO, dar oamenii trebuie însă să înțeleagă că datorită Organizației Nord-Atlantice avem azi pace. Este declarația făcută de ex-ministrul apărării Vitalie Marinuța. 4 partide politice ar accede în viitorul Parlament în cazul alegerilor anticipate, potrivit unui nou sondaj iData. Pe 27 martie a fost marcată Ziua Unirii Basarabiei cu România. Acum 106 ani, Sfatul Țării a votat prin vot nominal deschis unirea cu Regatul României. Acest act istoric a deschis procesul Marii Uniri, finalizat cu o mare adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, când românii din Transilvania, Banat, Maramureș și Crișana au decis la rândul lor unirea cu țara, evenimentul consfințând constituirea statului român modern. În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna, se unește cu mama ei, România. Se menționa în declarația Sfatului Țării din 27 martie 1918. Pentru unirea au votat 86 de deputați, 3 au fost împotrivă, 36 s-au abținut și 13 au fost absenți. Martor al evenimentului, prim-ministrul României, Alexandru Margoloman, a declarat în numele poporului român și al regiului Ferdinand I că ia act de votul quasi-unanim al Sfatului Țării și proclamă Basarabia unită cu România. Basarabia este de acum unită pe veci cu România. În scrisoarea adresată președintelui Sfatului Țării Ion Inculeț la 28 martie, regele Ferdinand I spunea: Un vis frumos s-a înfăptuit. Din suflet mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat în zile de răstriște, ca o dulce mângâiere, să văd după 100 de ani pe frații basarabeni revenind iarăși la patria mamă. După 22 de ani, Basarabia a fost însă din nou ocupată împreună cu nordul Bucovinei și ținutul Herța, în urma pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 și a ultimatului sovietic de la 26-28 iunie 1940. În România, din 2017, ziua de 27 martie este sărbătoare națională, Ziua Unirii Basarabiei cu România. La Chișinău au fost organizate mai multe evenimente dedicate actului istoric înfăptuit la 27 martie 1918. În sala de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău au fost lansate convenția reîntregirii neamului. Pantelimon Halipa scria și citez: Actul Unirii a fost capătul unui drum lung, greu și bătătorit de cei mai mari patrioții Basarabiei. Actul Unirii a fost flacăra românismului, portată din generație în generație. S-a vorbit despre unitate, demnitate, siguranță, nivel de trai decent, stimă și respect între cele două națiuni. Aceasta este semnificația și lucrul pe care trebuie să-l promovăm la copii, la tineri și studenți, au menționat cei prezenți. Altă semnificație, ziua de 27 martie 1918 nu are și nici nu trebuie să aibă. Bine ai venit, Basarabia, la cea mai importantă sărbătoare. Aici eu consider că este meca românilor basarabeni. De aici ne-am întors acasă. De aici înaintașii noștri s-au ridicat la înălțarea timpului și au făcut acel pas istoric care ne-a salvat de la pieire. Suntem săraci, suntem depravați, suntem ceea ce suntem astăzi și deplângem starea noastră din această cauză, că așa și nu am fost capabili să depășim ceea ce se numește moștenirea imperială. Până astăzi o sumedenie de consângeni de ai noștri îi proslăvesc pe aceia care ne-au subjugat două secole la rând și ne-au ținut în această închisoare care se numește Republica Sovietică Socialistă Moldovenească sau Guvernia Basarabia. Unirea se face în fiecare zi prin promovarea limbii române, prin promovarea valorilor românești, a menționat istoricul Ion Negrei. Fiii Basarabiei au scris cea mai frumoasă pagină de istorie politică din acest spațiu și una din cele mai frumoase
din istoria poporului român. La 27 martie 1918, Sfatul Țării a adoptat Actul Unirii Basarabiei cu România. Astfel, Basarabia a fost prima dintre provinciile istorice românești care a revenit la patria mamă și a dat tonul Marii Uniri. Cei 106 ani de la Unirea Basarabiei cu România au fost celebrați la Chișinău și de o delegație de oficiali de la București, condusă de președintele Senatului Nicolae Ciucă, au depus flori la locurile de veci ale unor personalități marcante în istoria neamului românesc, printre acestea scriitorul Grigore Vieru și Doina și Ion Aldea Teodorovici. Nicolae Ciucă a adus un buchet de trandafiri albi la mormântul lui Grigore Vieru. A fost întâmpinat de fiul marelui poet, care i-a dăruit o colecție cu poezii și un manuscris original semnat de regretatul scriitor. Este important să transmitem un mesaj către generația tânără și generația tânără să ducă mai departe ceea ce parte dintre noi am trăit văzându-i și pe Grigore Vieru și soții Teodorovici și oamenii politici pe care i-am comemorat astăzi. Sunt acțiuni, zic eu, simple, dar încărcate de relevanță, pentru că fiecare dintre noi în viață trebuie să ne păstrăm o verticalitate a idealurilor și a simțirilor când vine vorba despre identitatea noastră națională. Aici la Chișinău românismul e mai puternic ca oriunde și pentru noi este o bucurie, o onoare să fim aici. E respectarea tradițiilor, e respectarea istoriei, e respectarea unei istorii care putea fi la un moment dat mult mai dreaptă și mai bună cu cei care trăiesc pe partea aceasta a Prutului. E important să ne cunoaștem istoria și e important să ne recunoaștem valorile și să nu ne pierdem niciodată speranța. Oficialii români au depus flori și la mormântul lui Anton Crihan, unul dintre semnatarii Actului Unirii Basarabiei cu România de acum 106 ani. Calea Unirii este actuala majoritate în Parlament, se convoace ședință specială, sesiune specială și se pune la vot restabilirea în vigoare a Actului Unirii de la 1918 prin votul majorității care deține actuală guvernare. Și s-a încheiat aspectul că noi, deputații poporului, prin apelul care l-am avut 101 și este în vigoare, am adus toate argumentele pe plan internațional, pe plan european și național. E un moment cheie, e un moment care a săvârșit istoria și un moment care a arătat ce își doresc cu adevărat românii oriunde ar fi trăit. Pe 27 voi fi la Bruxelles, voi avea o alocuțiune și în plenul mic al Parlamentului și un mesaj pe care îl va da atât Manfred Weber cât și Roberta Metsola, președinta Parlamentului, pentru acest moment. Mă duc special la Bruxelles, exact pentru a putea ca să transmit de acolo mesajul de cinstire a Unirii și pentru a da semnalul că Unirea naște puterea și că Unirea noastră a tuturor se va desăvârși în mijlocul Europei Comune. Unirea Basarabiei cu România a fost votată pe data de 27 martie 1918. A fost, de fapt, reunificarea vechii provincii românești Basarabia, ruptă de Moldova și alipită abuziv în 1812 la Rusia. Anual, în această zi, în mai multe orașe românești, au loc mai multe manifestații social-culturale. România ajută Republica Moldova continuu și necondiționat. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de ziua Unirii Basarabiei cu România. Șefa statului a publicat și o listă cu sprijinul oferit de România pentru Republica Moldova. Cel mai bun mod de a celebra 106 ani de la Unirea Basarabiei cu România este să punem în valoare legăturile dintre oamenii de pe cele două maluri ale Prutului, să mulțumim României pentru susținerea constantă dedicată îmbunătățirii vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova și să muncim în continuare pentru a deveni un stat dezvoltat și liber alături de România în marea familie europeană.
A scris pe pagina sa de Facebook șefa statului. Secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, Adrian Dupu, a adresat un mesaj dedicat împlinirii pe 27 martie a 106 ani de la unirea Basarabiei cu România. Oficialul din cadrul Guvernului de la București a dat asigurări că România va sprijini în continuare parcursul european al Republicii Moldova. Mereu și mereu, noi, liberalii, am fost aici de fiecare dată când a fost nevoie de noi. Am ajutat și vom sprijini în continuare parcursul european al Republicii Moldova. Aceasta este misiunea noastră istorică. Cu această ocazie, eurodeputatul Maria Grapini, membra delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, a transmis următorul mesaj. Sărbătorim ziua unirii Basarabiei cu România și, din păcate, Basarabia nu mai este alături de România, istoria consemnând acest lucru. Dar pământul românesc, românii din Basarabia sunt totdeauna în sufletul românilor de dincoace de Prut. Cred că actuala Republică Moldova trebuie să urmeze drumul european, dar îmi doresc unirea cu patria mama. România se numără printre susținătorii fermi ai viitorului european al Republicii Moldova, așa cum cetățenii săi își doresc. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul României, Marcel Ciolacu. Este o sărbătoare de suflet a românilor de pe ambele maluri ale Prutului, ziua unirii Basarabiei cu România, în care marcăm actul istoric de la 27 martie 1918, prin care se împlinea voința românilor basarabeni de a reveni la patria mamă după un veac de ocupație țaristă. Comunitatea noastră de limbă, cultură și istorie nu poate fi ștearsă, chiar dacă istoria secolului trecut ne-a croit din nou destine diferite. Mai mult vedem acum cum frații noștri de peste Prut aspiră la valorile lumii democratice din care România a deja să facă parte. Aspirațiile lor au început să prindă contur odată cu decizia liderilor Uniunii Europene de a lansa negocierile de aderare cu Republica Moldova. A afirmat Marcel Ciolacu. Premierul a reiterat că România se numără printre susținătorii fermi ai viitorului european al Republicii Moldova, așa cum cetățenii săi își doresc. Pe lângă proiectele de cooperare bilaterală în materie de interconexiuni energetice transfrontaliere și asistența financiară, unde România se implică activ pentru dezvoltarea Republicii Moldova, suntem bucuroși să împărtășim pe parcursul procesului de aderare din propria noastră expertiză în materie de integrare europeană. Vă așteptăm cât mai curând posibil în spațiul valorilor democratice europene. A mai declarat premierul României. Decizia luată în urmă cu 106 ani a fost una matură care a făcut din România un stat și mai puternic. Este declarația premierului Dorin Recean din cadrul unui interviu la Euronews România cu ocazia aniversării a 106 ani de la unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Este un eveniment foarte important care ne amintește de niște decizii maturi, de niște decizii care au făcut din România un stat și mai puternic și eu sunt ferm convins că atunci când există voință, atunci când există susținere inclusiv populară, atunci când suntem mai mulți împreună, suntem și mai puternici, ne aflăm într-o mai mare securitate și putem împreună să producem și mai multă bunăstare. Premierul Republicii Moldova a explicat că în ultimii ani au fost realizate mai multe proiecte care să apropie cele două maluri ale Prutului. Eu sunt ferm convins că noi în ultimii 2 ani am construit mai multe poduri, am construit mai multe drumuri, am interconectat și mai mult cele două maluri ale Prutului cu energie electrică, cu transport rutier și feroviar. Bucureștiul a investit foarte mult în proiecte de infrastructură, dar și în proiecte mai mici, de exemplu în programul Satul European, care vrea să dezvolte condiții de viață bune și prielnice pentru cetățenii din stânga Prutului și eu cred că aceasta este cea mai bună formă de a apropia malurile. Piața de capital reprezintă un pilon esențial al interconectării economice dintre Republica Moldova și România. Declarația a fost făcută de premierul României, Marcel Ciolacu, în cadrul forumului Moldova-România. Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a spus că orice investitor străin se va simți în Moldova ca și în alt stat membru al Uniunii Europene. Sunt convins că atât autoritățile Republicii Moldova, cât și toți antreprenorii importanți de peste Prut înțeleg avantajele de a deveni beneficiarii infrastructurii și cunoștințelor acumulate de profesioniștii Bursei de Valori de la București. Și sper că vor profita din plin de asemenea oportunitate.
România este cel mai ferm susținător al Republicii Moldova în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană. Bucureștiul este din nou farul care ghidează Chișinăul în revenirea în lumea civilizată și ieșirea din sfera de influență a Moscovei, a spus Nicolae Ciucă. S-au generat semnale care, iată, au încurajat mediul economic și astăzi putem împreună să gândim modul în care putem să întărim acest parteneriat economic și să consolidăm interconectarea piețelor de capital. Am sprijinit și vom sprijini prin toate deciziile noastre agenda europeană a Republicii Moldova. Oficialii s-au mai referit la proiectele de infrastructură realizate prin efort comun, dar și la cooperarea în domeniul energetic, sublinind realizările majore pe acest segment. Au discutat și despre importanța valorificării potențialului economic, cu accent pe atragerea investițiilor și crearea noilor locuri de muncă. Șeful executivului de la Chișinău a apreciat suportul oferit de România în toate domeniile cheie pentru dezvoltarea țării, accentuând în mod special sprijinul continuu al dezideratului european al Republicii Moldova. Republica Moldova acum este într-o poziție foarte bună odată ce se deschid piețele. Se deschid piețele Uniunii Europene, se deschid piețele EFTA, avem deschise piețe cu Statele Unite, cu Marea Britanie, cu Turcia și aceasta este o oportunitate importantă. Șeful legislativului de la Chișinău, Igor Grosu, a subliniat că acest eveniment are loc într-o zi cu adevărat semnificativă pentru ambele maluri ale Prutului. Sunt onorat să particip la acest eveniment, cu atât mai mult într-o zi istorică, 27 martie, când toți românii de pe ambele maluri ale Prutului sărbătoresc 106 ani de la unirea Basarabiei cu România. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, celebrăm relația tot mai strânsă dintre Republica Moldova și România, iar evenimentul care ne-a reunit la București este o dovadă în plus. Evenimentele din 1918 au pornit de la interesele majorității populației, care își dorea să trăiască într-un stat capabil să asigure securitate, prosperitate și siguranță în ziua de mâine. Același lucru ne dorim și noi. În cadrul aceleiași întrevederi, guvernatoarea BNM a menționat despre cooperarea strânsă dintre Republica Moldova și România, care este cel mai important partener economic. Am spus și mulțumesc domnului președinte Grosu că a reamintit această declarație în care cred cu tărie că cine nu investește astăzi în Republica Moldova va regreta peste 5-10 ani. La încheierea evenimentului, prim-ministrul României a sugerat că ar exista o posibilitate mai ușoară de aderare la Uniunea Europeană. Fără multe detalii, s-ar fi referit la unire. Nu în ultimul rând, domnule președinte Igor Grosu, să știți că avem o variantă și mai scurtă de a fi în Uniunea Europeană și mult mai rapidă. Maia Sandu este favorită în perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale din toamnă, în timp ce principalul său contracandidat, fostul președinte prorus Igor Dodon, a scăzut în preferințele alegătorilor sub 14%, conform unui nou sondaj organizat de compania iData. Astfel, Maia Sandu a acumulat 27,9% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale anticipate. Ea este urmată de Igor Dodon cu 13,3%, de ex-premierul Ion Chicu cu 5,7%, de actualul primar al Chișinăului Ion Ceban cu 4,4%, de fosta guvernatoare a Găgăuziei Irina Vlah cu 4,3% și de controversatul om de afaceri Renato Usatăi cu 3%. Balanța ar putea fi înclinată de cei peste 30% din respondenți care nu știu deocamdată cu cine ar vota sau nu au dorit să răspundă. 4 partide politice ar accede în viitor la Parlament în cazul alegerilor anticipate. Datele se regăsesc în același sondaj prezentat de compania iData.
Potrivit datelor prezentate, PAS ar acumula 36,3% din numărul respondenților deciși, în timp ce PSRM ar lua 20%. Șansa este susținută de 18,8%, iar PCRM de 7,6%. Alte formațiuni nu ar trece de pragul de reprezentare de 5%. La distribuirea mandatelor, PAS ar obține 45 de mandate, PSRM 24 de mandate, Șansa 23, iar PCRM 9 mandate. Totodată, moldovenii au fost întrebați dacă sunt de acord ca referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană să se desfășoare în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Astfel, 43,9% din respondenți au declarat că nu sunt de acord, iar 43% sunt de acord. În cadrul aceluiași sondaj, 57,4% au declarat că sunt pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar 32,8% contra. Indeciși sunt 9,8%. Mihai Bologan, director executiv ai Data, a menționat că sondajul respectiv nu ia în calcul votul moldovenilor din diasporă și celor domiciliați în regiunea transnistreană. Am chestionat 1131 de persoane utilizând două metode, sondaje telefonice, care reprezintă circa 80% din chestionare, și sondaje online, care reprezintă 20%. Prin acest intermediu vreau să mulțumesc tuturor celor care au primit invitația de a participa online la sondaj și au completat chestionarele, și celor care ne răspund atunci când ne telefonăm. Menționez că toate numerele de telefon pe care noi le apelăm sunt generate conform unui algoritm. Noi niciodată nu știm cine este persoana din spatele numerului, din ce localitate este și alte caracteristici. Sondajul a fost realizat în perioada 18-24 martie, marja de eroare fiind de plus-minus 3%. Jumătate din populație se opune aderării Republicii Moldova la NATO, conform datelor unui sondaj realizat de compania CBS AXA la începutul lunii martie anul curent. Oamenii trebuie însă să înțeleagă că datorită Organizației Nord-Atlantice avem azi pace. Este declarația făcută de ex-premierul apărării Vitale Marinuță, invitat la emisiunea Euroatlantica de la Vocea Basarabiei. La momentul actual, noi trăim în pace și liniște, numai datorită faptului că Ucraina rezistă, că Ucraina se luptă și că Federația Rusă nu poate ajunge la Odessa, în Transnistria, aici la Republica Moldova. Și că noi suntem pe hărțile de război a Federației Ruse. Am văzut cum Lukashenko arăta hărțile, am văzut acele amenințări din partea mai multor oficiali, atât militari cât și civili, din Federația Rusă. Deci noi nu trebuie să avem dubii că suntem pe această hartă. Da, în mod și asta nu pentru că să intrăm în panică. Da? Este pentru fapt că noi să știm în ce situație suntem acum, da? Și cui datorăm pace. Vitale Marinuța consideră că imaginea NATO este diminuată inclusiv de politicieni, indiferent de ce opinie ar avea aceștia înainte. După ce ajung la guvernare, unii dintre ei se declară împotriva Organizației Nord-Atlantice. Pentru mine este și un paradox al clasei politice din Republica Moldova. În special cei care sunt, hai să spunem, pro-ruși, da? Sau împotriva NATO, când nu sunt la guvernare. Dodon este unul din exponenții în cauză. Voronin, alt exponent, Partidul Socialist, Partidul Comunist și alte entități de genul dat. Dar când ajung la guvernare, este strict opozitul acestui act. Ex-ministrul apărării se mai referă în cadrul emisiunii Euroatlantica la contextul actual de securitate, războiul hibrid dus de Federația Rusă. Rusia a fost partener până în 2022, practic, chiar și după 2014, dar la summitul de la Madrid deja s-a spus tranșat, da? Că Rusia nu mai este partener, dar este practic inamic. S-a revenit la rigorile războiului rece, păi da, ceea ce însemna Uniunea Sovietică pentru securitatea europeană și internațională, acum este Rusia. Euroatlantica este o nouă emisiune marca Vocea Basarabiei și poate fi vizionată în ziua de sâmbătă, ora 10, cu reluare la ora 22 și pe rețelele de socializare, Facebook și pe platforma YouTube. Rusia nu respectă Republica Moldova și acționează pentru destabilizarea statului. În același context, în emisiunea Vocile care contează de la Euronews România, Dorin Recean a afirmat că regiunea transnistreană are un flux sporit al relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană, iar oamenii din stânga Nistrului încep să constate care sunt beneficiile integrării europene a Republicii Moldova.
Rusia își extinde războiul hibrid, utilizarea informațiilor false, a narativelor false, a dezinformării, nu doar pe teritoriul Republicii Moldova, dar și în România și în alte țări membre ale Uniunii Europene sau nu doar. Da, Republica Moldova astăzi este cea mai expusă acestui risc. În același timp, statul Republica Moldova își consolidează capacitățile pentru a face față acestor atacuri hibride. În context, premierul a menționat că obiectivul autorităților de la Chișinău este ca Republica Moldova să fie respectată de către Rusia. Noi ne dorim cel mai important lucru, este Federația Rusă sau oricine altcineva să respecte Republica Moldova, să respecte cetățenii Republicii Moldova. Asta este obiectivul nostru. Acționează la destabilizarea Republicii Moldova, inclusiv sponsorizează grupări criminale care își iau forma unor partide politice și corespunzător, iată cum am avut și anul trecut, au fost aceste tentative pe alocuri reușite de a corupe alegătorii. Dorin Recean a declarat că oamenii care locuiesc în regiunea separatistă transnistreană observă tot mai multe beneficii ale integrării europene și a dat de înțeles că exclude posibilitatea acordării de autonomie, așa cum este cazul Găgăuziei. Peste două treimi a comerțului lor este cu Uniunea Europeană. Avem un flux sporit a schimburilor comerciale, dar și sociale de pe ambele maluri ale Nistrului și acesta este o foarte bună formă de reintegrare. Noi astăzi avem acest format de 1+1 de negocieri și obiectivul acestor negocieri este să îmbunătățim viața cetățenilor. Acest trend este în creștere, în mod special în ultimii 2 ani și chiar aș spune trendul este în accelerare. Asta vor dori cetățenii Republicii Moldova și mediul de afaceri de acolo. Prim-ministrul a încheiat cu fraza că Republica Moldova este un stat unitar, iar regiunea transnistreană nu va avea autonomie. Centrul Național Anticorupție are insuficiență de angajați. Problema a fost pusă în cadrul ședinței Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică de către Alexandru Pânzar, directorul CNA. Aceasta după ce acum mai bine de un an angajaților instituției le-a fost verificată integritatea și imunitatea față de orice încercări de a fi mituiți și din 400 au fost reangajați doar 350. La preluarea mandatului meu de către director am avut o insuficiență de cadre ce ține de lucrători operativi și ofițeri de urmărire penală. În combaterea corupției, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație aduc produsul finit. Să zic așa, nu o să dau o cifră reală, că nu ar fi, dar cu aproximație. Dacă din 50 de funcții de ofițeri de investigație, noi eu am preluat la 37. Asta era ceva grav, care noi la moment, practic, nu avem funcții libere la ofițeri de investigație și ofițeri de urmărire penală. Condițiile, noi lucrăm cu executivul și cu Parlamentul pentru a îmbunătăți condițiile. Eu mă refer, condițiile de muncă, ele sunt bune, dar remunerarea salarială. Alexandru Pânzar a menționat că, ținând cont de condițiile de muncă, un ofițer de investigație de la CNA ar merita o remunerare pe potrivă. Părerea mea și unicul, cred că scopul meu este pentru un angajat al centrului, cel care se ocupă cu combaterea corupției, trebuie să aibă un salariu mai mare ca cel de la Agenția de Servicii Publice. Nu poate să combată corupția cu un salariu mai mic decât eu presupun că este un fenomen care noi lucrăm cu și domnul Carp ne-a susținut, a spus că într-adevăr s-a majorat la alte instituții, dar la centru nu au fost majorate. Sperăm că la rectificare vom veni cu propuneri. Într-o perioadă în care securitatea a urcat brusc în lista priorităților pentru toate statele din regiune și Republica Moldova încearcă să facă față consecințelor războiului din Ucraina și Poliția Națională are mare nevoie de specialiști. În prezent este un deficit de circa 750 de angajați, iar motivele sunt aceleași: salariu mic, volumul mare de lucru, dar și o procedură de angajare care durează câteva luni.
Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimonă, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Duminică, colega mea, Nicoleta Toacă, vă invită să urmăriți cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Dragi telespectatori, vă reamintim că la noapte ceasurile vor fi date cu o oră înainte, iar ora 3 va deveni ora 4. Pe curând!